genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Emisiune sponsorizată de Arcadia. Bună ziua și bun găsit! Sunt Liliana Pintilie și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Astăzi vom discuta despre viciile de refracție și strabism la copii, care sunt cele mai frecvente afecțiuni oftalmologice ale copilăriei. Strabismul la un copil mic nu pare o situație periculoasă, însă mergeți la medic pentru investigații, pentru că poate anunța inclusiv boli grave. Totuși, această boală frecventă a copilăriei poate fi corectată prin operație încă de la cele mai fragede vârste. Controlul la specialist în primul an de viață a copilului nu este un moft, ci o necesitate. Ce trebuie să facă părinții? Vom afla de la invitata emisiunii noastre de astăzi, doamna profesor Camelia Bogdănici, medic primar oftalmolog. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră după mult timp. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Trebuia să spun, ați revenit la emisiunea noastră. Am revenit. N-ați fost de mult timp la noi, de asta rămăsesem. M-am gândit la această temă pentru că sunt mulți copilași cu strabism. Știu că este specialitatea, una din specialitățile dumneavoastră. Și părinții nu știu ce au de făcut. Și m-am gândit să discutăm despre această afecțiune pentru a da detalii și de a pune la punct acest subiect cu toate cele necesare. Pentru părinți. Este tema care îmi face cea mai mare plăcere, ca să vin și pot vorbi ore întregi fără să mă opresc. De peste 15 ani m-am specializat pe oftalmopediatrie și, așa cum spun eu, îmi simt pulsul atunci când mă întâlnesc cu toți copiii pe care îi examinez, pentru că ei îmi spun imediat dacă eu sunt într-o stare fizică și psihică foarte bună. Copilul este cel care simte, cel care te taxează imediat prin întrebările pe care ți le pune. Iar pentru că am copii pe care îi urmăresc de ani buni, în momentul în care mă revăd, îmi spun toate schimbările pe care le am, încât e un lucru extraordinar. Am văzut că aveți și poze în cabinet cu acești copilași pe care îi urmăriți. Da, și poze, am și desene, am și dedicații. Acum e sfârșit de an și mi-aduc poze și cu premiile lor, încât sunt extrem de încântată. De ce mi-aduc poze cu premiile lor? Pentru că să știți că inclusiv rezultatele școlare ale copilului depind foarte mult de o simplă corecție optică. E foarte binevenită emisiunea dumneavoastră și eu am spus întotdeauna că un părinte trebuie să fie foarte bine informat și să subliniem câteva lucruri. În primul rând, un copil poate fi examinat din prima zi de naștere, din prima oră de naștere. De fapt, așa se și spune, că imediat după ce se taie cordonul umbilical și copilul se spală, trebuie să fie examinați inclusiv globii oculari. Pentru că există o afecțiune cum este glaucomul congenital, diagnosticul se poate pune imediat sau suspiciunea de glaucom congenital, iar în clinica în care lucrez s-au operat copii și de vârsta de 3 zile, deci vârsta de 3 zile. Eu aș vrea să precizăm un lucru. În maternități, în mod normal, ar trebui să fie un medic oftalmolog? Sau cine ar putea să vadă acest lucru dacă copilul are o problemă oftalmologică imediat după naștere? Atât medicii de familie cât și medicii neonatologi pot să facă o primă examinare și există protocol, că vorbeam mai devreme de protocoale, există protocol de examinare pentru un asistent medical care asistă într-o sală de naștere pentru un neonatolog. În funcție de ceea ce observă, sunt anumite semne, atunci este chemat oftalmologul. Da, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, să aibă orice maternitate, măcar un medic cu o normă foarte mică, măcar să vină ori la cerere, ori măcar o dată pe săptămână. În țările civilizate în care am lucrat, toți oftalmologii, oftalmopediatrii cu care am lucrat, lucrau, erau ceruți măcar într-o zi, pe săptămână sau la două săptămâni, în secțiile de neonatologie. Există controlul obligatoriu al copilului prematur, imediat, măcar în primele 3 săptămâni, pentru că dacă are o
prematuritate mare și are afectat ochiul, atunci se tratează copilul până în vârsta și de o lună. Când am fost în bursa din Israel, am putut să văd, sala de operație s-a pregătit pentru un prematur, erau 35-40 de grade în sală, copilul stătea pe o masă încălzită și practic sub o supraveghere foarte atentă din partea neonatologului a fost operat laser, o intervenție laser la un copil până într-o lună, pentru că avea o prematuritate, o retinopatie a prematurității, un stadiu grav și dacă nu era imediat intervenit, exista riscul de dezibire de retină. Din păcate, dar și din fericire, pentru că Iașul, maternitatea din Iași, maternitatea cu Zavodă, are un medic oftalmolog care vine din când în când, iar medicii neonatologi de acolo sunt extrem de bine instruiți. Iașul are acest noroc, dar din păcate, în maternitățile din țară, nu există nici măcar un contract de colaborare cu un medic oftalmolog. Cine ar trebui să ia aceste măsuri? Sau managerul sau directorul medical, există posibilitatea să faci un contract, așa cum spuneam, poți să faci un contract și să-l plătești pentru câte ore vine, deci o oră sau două chiar pe lună. Depinde de ce situație ai în acel moment sau măcar la externare, părinții să fie informați, să fie educați și în acest sens și să fie trimiși la un oftalmolog avizat. Pentru că și aici este o problemă, foarte mulți oftalmologi foarte buni se feresc de a examina copiii sau nu au o dotare necesară pentru acest lucru. Atât copilul foarte, foarte mic, cât și copiii mai mari. Să știți că sunt doctori foarte buni oftalmologi, dar care preferă să nu lucreze cu un copil mic. De ce? Este mult mai dificil sau trebuie o specializare aparte? Este și un lucru mai deosebit. Cred că trebuie să știi să intri în lumea lor, în jocul lor. Cred că e foarte drăguț. Este asta foarte simplu. Drăguț, dar totul este să ai și cabinetul adaptat la acest lucru, pentru că să știți, copilul, așa cum știm, se sperie de un halat alb. De obicei, oftalmopediatrii sau, în general, cei care lucrează cu toți copiii nu au un halat alb, ci au un halat colorat, cel puțin. Da, cum la pediatrie ați văzut, majoritatea sunt cu flori. Exact. Deci colorat în diverse culori sau imagini. Mm-hmm. Mai nou sunt aceste costume pentru medici sau asistente care sunt cu tot felul de imagini și atunci copilul se adaptează mult mai bine și inclusiv examinarea este mai bună. Încă un lucru, am avut situații în care în cabinetul meu au intrat părinți și eu mă jucam, stăteam bani genunchi, mă jucam cu diversele jucării și examinam în același timp și copilul. Și după un sfert de oră, părinții mi-au spus, dar când îmi examinați copilul? Pentru că lumea are această senzație că trebuie să așez copilul pe un scaun și să iei acuitatea vizuală așa cum știe toată lumea. Acel consult standard, acel consult de pe care îl facem la un adult. Iar surpriza aceasta, să știți că am avut-o inclusiv de la colegi tineri, de la medicii rezidenți. În clinica în care lucrez eu, medicul rezident face stagii diferite la medicii care au diverse specializări. Din fericire, în clinica noastră avem medici oftalmologi care sunt specializați pe cataractă, pe glaucom, pe retină, pe patologia ploapelor, pe oftalmopediatrie și atunci rezidenții învață de la fiecare doctor senior, cum spun eu, fură un pic din meserie. Și am avut situații în care un rezident care a lucrat cu un doctor care lucra mai mult cu pacienți în vârstă să nu se poată adapta de prima dată și să spună nu, e foarte greu, cum reușiți să intrați în mintea lor. Dar este extrem de important, să spun câteva lucruri. Deci în maternitate, medicul pediatru sau medicul de familie trebuie să examineze imediat după naștere. Apoi, în primul an de viață, la fel, medicul de familie trebuie să facă o manevră extrem de simplă, ceea ce numim noi roșu pupilar, să examineze cu oftalmoscopul dacă mediile oculare sunt transparente și, bineînțeles, să urmărească mișcările globului ocular.
Iar apoi, măcar până în vârsta de 3 ani, să vină un copil la un oftalmolog. Se întâmplă lucrul ăsta la medicii de familie în acest moment? Sunt medici care știu acest lucru. Eu nu am trebuie ținut... să știe dacă fac acest lucru. Nu toți. Pentru nu toți. N-am văzut nu nicăieri. Toți și, din păcate, am avut surprize nu numai de la medicii de familie și nu vreau să îi învinuiesc numai pe ei. Am avut surprize că vin părinți care vin cu copii cu strabism, că despre asta vorbim astăzi, la 5-6 ani, când deja vederea este perfect consolidată și chiar dacă îndreptăm din punct de vedere estetic, recuperarea vizuală, adică să vadă mai bine, este mai dificil. Și spun, păi am fost la 2 ani la un oftalmolog și mi-a spus să stau până la 5 ani. Există încă această tendință de a tergiversa consultul la oftalmolog. Există metode de determinare a acuității vizuale la copilul foarte mic în funcție de vârsta pe care o are. Repet, nu este numai acel tablou pe care îl privește. Sunt diverse jucării, dar standardizate. Sunt diferite imagini standardizate. Copiii, să știți că sunt extrem de atenți acum. Să știți că inclusiv acum sunt teste pe smartphone-uri sau pe tabletă, pentru că sunt copii de 2 ani sau un an și jumătate care știu să dea paginile la smartphone. Sau a la, evoluat mult. Da, și îi atragi mult mai mult cu un astfel de lucru. Există simplu fapt, cum spun eu, fotoscreening-ul. Înainte se foloseau aparatele, erau acelea polaroide care ieșa și erau anumite tehnici de determinare, dar acum cu un aparat de fotografie, dacă îl așez în dreptul și la înălțimea ochilor copilului, la o distanță de un braț, un braț și jumătate, o simplă poză poate să-ți arate dacă există o problemă. Și să știți că am avut colegi, de exemplu doctori mai tineri, fost studenți de-ai mei, care mi-au trimis din străinătate, pentru că în Anglia, de exemplu, durează o planificare pentru consult oftalmologic cu toată asigurarea pe care o ai, între 3 luni și 6 luni. Nu vorbim de accidente, de traumatisme, dar vorbim de un strabism. Și atunci am spus, le-am dat indicațiile cum să facă o simplă poză, mi le-au trimis pe e-mail, m-am uitat la poze și am văzut, se observă reflexul pupilar cum este, iar lumina, cel roșu de care tot ne ferim într-o poză, pe noi oftalmologii ne mulțumește foarte mult, pentru că anumite umbre din roșu pupilar îți pot spune chiar dacă există și un viciu de refracție. Diferențele dintre culoarea de roșu pupilar poate să-ți spună un ochi are nevoie de un ochelar și de ce tip de ochelar ar avea nevoie, aproximativ, nu neapărat, n-am ajuns acolo la un 0,25. Dar știi că ai de făcut un lucru. Iar eu le povestesc rezidenților mei și părinților că eu când am fost în America am lucrat cu oftalmopediatră și la un moment dat mi-a spus, nu vrei să mergi benevol să vezi la ceea ce se numește în America prevent blindness, adică prevenirea orbirii, la o întâlnire în care îi învățăm pe bunici, pe părinți, pe cei care stau cu copiii cum să depisteze anumite vicii de refracție și, așa cum vă spuneam, fotoscreening. Și am fost acolo și am văzut bunici, mămici, bone, care veneau atunci când am fost eu mai de mult, li se dădea un aparat polaroid și li se spunea așa, vine sfârșitul de an cu serbările, faceți poze la toți copii în condițiile următoare. Este ziua onomastică a unui copil sau unui nepoțel, faceți poze la toți copiii în condițiile următoare. Și adunau 1000-2000 de fotografii pe poză, pe hârtie. Acum se pot trimite prin e-mail-uri foarte ușor. O persoană avizată, un oftalmolog, selecta din cei 1000-20 și trimitea la un medic oftalmopediatru și îi chema numai pe acei 20. Și să știți că din acei 1000, măcar 10 trebuiau să fie operat, să primească un ochelar și așa mai departe. Foarte interesant. Și util, foarte ieftin. Și eficient. Și sigur. Foarte eficient. Iar acum toată lumea are posibilitatea să facă o poză. Vin serbările de sfârșit de an la grădiniță, la școli, mai ales la grădiniță, pe mine mă interesează cât mai repede, da. Sau la aniversări și atunci, pe lângă poza frumoasă care o facem cu clownul sau cu baloanele sau cu cele mai facem, să facem și o poză de fotoscreening și atunci să depistăm anumite lucruri. Foarte interesant. Poate ar trebui să facem și noi ceva de genul acesta. Da, și să știți că acest lucru ar fi foarte simplu. Și la util. Început de grădiniță,
să fim chemați câțiva oftalmologi, echipa mea de rezidență ar fi benevolă, pot pune la dispoziție un aparat de fotografiat și, repet, se fac numai niște poze, nu-i doare nimic, nu se întâmplă nimic. Nici nu se sperie, nici nu merg la medici. Dimpotrivă, le și place și din clasă s-ar putea ca 2-3 copii să fie selectați și să li se spună ulterior părinților și părinții să-și aleagă medicul oftalmolog să meargă la un consult oftalmologic. Foarte interesant. Sper să reușim vreodată să facem asemenea lucruri, pentru că mi se pare extrem de utile și simple. Foarte simple. Un grup și care se ocupe de acest lucru, din medici, din asistenți. Sau pur și simplu poți. Eu am o problemă, știți că eu sunt și deputat și am o problemă, nu mai avem medici școlari, nu mai avem asistenți care să fie într-o școală. E foarte simplu să faci un control la unghiuțe, un control la batiste, nu mai e cazul acum că avem batiste de unică folosință, un control al globului ocular, să vedem dacă se mișcă globii în toate direcțiile, dacă au o secreție sau nu. Să ne uităm în urechiușele copiilor și să învățăm cu o igienă minimă, iar ulterior acești copii, dacă ei sunt învățați, vor deveni părinți la rândul lor și vor veni. Pentru că să știți că, în general, părinții care sunt acum părinți și au avut un viciu de refracție sau au avut un strabism sau, știu eu, o altă problemă mai gravă, pentru că dumneavoastră a subliniat deja că un strabism poate să ascundă și o boală mai gravă și, de exemplu, un strabism poate să-ți ascundă sau să fie un prim semnal pentru o tumoră a retinei care apare la copilul mic până în 3 ani. Poate să ascundă o afectare a retinei pentru o afecțiune care s-a luat intrauterin toxoplasmoza și care dezvoltă o leziune la nivelul retinei care este irreversibilă și acel ochi sau copil, pentru că uneori, din păcate, e vorba de ambii ochi, este orb, deci nu va vedea niciodată. Și vedeți, toate lucrurile sunt împreună. O mămică gravidă, practic, cum spun eu, trebuie să aibă grijă de ochii copilului încă de când este în prima zi de sarcină. Pentru că în primul trimestru de sarcină trebuie să facă dozarea anticorpilor la toxoplasmoză și alte lucruri, dar pe mine acest lucru mă îngrijorează extrem de tare și atunci am putea ști dacă, ferească Dumnezeu, copilul respectiv ar putea să aibă un risc de a fi orb. Și nu mai spunem de alte lucruri, deci nu numai simplu fapt că este un copil și, din păcate, uneori ne uităm la buricul copilului, la degetele copilului, la piciorușele copilului, dar nu ne uităm la ochi. Și o simplă cataractă congenitală care poate să se arate prin faptul că pupila nu este neagră, ci este albă sau gri, salvează un ochi de la orbire sau salvează de la să fie un copil cu o vedere slabă. Mi-a venit odată la cabinet un domn și mi-a spus să am un copil de o săptămână și când a venit, normal, a vrut să facă poze cu copilul și cu mămica în casă și a ieșit în poză, iarăși ajung la poze, a ieșit că acel copil avea la un ochi un reflex gri. Și zice, am pus repede pe internet pupilă gri și m-am speriat și am venit repede, urgent. Bineînțeles că el citise și lucru grav de acea tumoră retinoblastom. Din fericire a fost doar o cataractă congenitală, copilul a fost operat, copilul vede foarte bine în acest moment. E un copil la școală care are rezultate foarte bune. Cu un tătic care nu are o pregătire medicală, dar care a fost un tătic foarte conștiincios și interesat de copilul lui. Sigur. Se poate, vorbim de medici de familie, au un rol extrem de important, din ce în ce mai important, doar că au foarte mulți pacienți, nu știu dacă ar putea să acopere numărul de pacienți pe care l-au să poată urmări absolut toate lucrurile pe care le-ar putea preveni, pentru că ei sunt cei care au contact direct, practic, prin acele consultații, da, ar putea să și eu vadă am un multe off. Lucruri. Eu când am terminat facultatea, pe vremea mea, vedeți că spun și eu pe vremea mea, noi aveam și secție de pediatrie și încă în acest moment... Pe vremea moment, mea era secție de pediatrie. Da, și în acest moment încă mai există pediatri care sunt avizați de anumită patologie, nu vorbim numai de patologie oftalmologică, de patologia strictă a copilului. Eu... Bine, acum știți, toată lumea are acea listă de asigurați.
Eu cred că dacă ar fi totuși posibilitatea ca să existe în continuare pediatru sau un pediatru adevărat, un pediatru care se specializează pe acest lucru, să poată lucra cu mai mulți medici de familie și să examineze copiii, cred că și examenul ar fi mult mai atent și detailat, pentru că normal că dacă asta îți place, ești atent pe anumite Sigur. Lucruri. De-aia în străinătate știți bine, fiecare medic are strict un organ. Da, strica și bucățica. Nici din organul ăla nu tot. Da, nu vreau să vă povestesc tot în America când între nervul optic și zona esențială a vederii maculă este o zonă extrem de mică și când la un moment dat exista o leziune și doctorul de retină din spitalul în care eram a spus te duci la colegul de la ușa de alături pentru că el este specialist și era într-un acest spațiu. Atunci am rămas, încă nu era moda în România, de fapt nu este o modă, este o necesitate, dar încă nu făceam acest lucru în România, să ne specializăm pe anumite lucruri. Dar noi știm de toate și... Și să revin la medicul pediatru, cred că pediatrii ar putea să urmărească cu atenție anumite modificări în ceea ce ne privește pe noi, pe oftalmologi. Și, repet, să știți că numai un simplu, o lanternă mică, un penlight, cum spunem noi, sau chiar un obiect care este un creion cu ceva frumos în bârf, dacă ar face să urmărească, să urmărească copiii după o anumită vârstă, după 2-3 luni, și să vedem că există o motilitate bună oculară, că nu sunt alte probleme, atunci am putea salva anumiți copii care ulterior sunt marcați și de faptul unii că poartă ochelari. Bun, asta este după mine o problemă care dispare încetul cu încetul, pentru că văd că sunt din ce în ce mai mulți copii care își doresc ochelari. Da, e adevărat, e în trend. E în trend și am avut chiar recent doi gemeni, o fetiță și un băiețel, și unul trebuia să primească ochelari și unul nu. Și a fost o tragedie și mămica m-a întrebat și a fost prima dată când am acceptat să primească și celălalt copil cu lentilă zero, pentru că era o întreagă tragedie. Și deci vroia ochelari și am spus și am socotit, am spus că e mai bine pentru copilul care are nevoie de ochelari, pentru că la gemeni dacă un copil nu a fost un pic mai mic, poate să aibă cu siguranță un viciu de refracție. Și iarăși ajung la copilul prematur. Mămicile în acest moment muncesc până în ultimul moment, muncesc foarte mult și copiii se nasc mai devreme și copilul prematur, chiar dacă ulterior se dezvoltă fizic foarte bine, poate să dezvolte o miopie, un astigmatism miopic. Copilul mic, așa cum vă spuneam, stă foarte mult în fața unui monitor, că este televizor sau este tabletă sau este un smartphone sau este o jucărie care este gen monitor. Cam prea devreme. Este prea devreme. Copilul preșcolar nu mai știe să se joace afară cu mingea, să joace șotron, să joace diversele jocuri pe care noi le făceam în aer liber. Și de aici vin toate problemele. Vin problemele de obezitate, vin problemele de vicii de refracție. Nu avem lumina potrivită. Nu avem, poate, mediu în cameră, umiditatea potrivită. Toți acum folosim și aer condiționat. E bun, dar nu e bun. Dar nu tot timpul. Nu tot timpul, pentru că poate să-ți modifice calitatea și cantitatea de lacrimi. Că noi ne gândim la lacrimi numai când plângem. Nu, ochiul trebuie să aibă un film lacrimal, cum spunem noi, care, pe de o parte, spală primul geam al ochiului, cornea, când clipim. Cornea este practic curățată și spălată și în același timp cornea care nu are vase este și hrănită prin filmul lacrimal de o calitate foarte bună. Da, toate contează. Mă gândeam acum, stând tot timpul la calculator, la tabletă, la orice, de vier, de coloană vertebrală, deci sunt o grămadă de lucruri care ar putea fi prevenite și acest lucru pot să-l facă doar părinții. Dar părinții și, uitați-vă, și adolescenții, că ați spus de poziția capului și a gâtului, știți că inclusiv din poziția deficitară a gâtului poate să fie afectat inclusiv ochiul, pentru că se produc la un moment dat anumite modificări și vasculare, că avem și pachete vasculare.
și ochiul nu are o vascularizație bună și de aici pot să fie și cu totul și cu totul alte probleme. Deci totul contează, absolut toate lucrurile, de la lumină, de la poziția în fața luminii, de la scaun. Știți, înainte cred că eram mult mai atenți cum stăm la birou. Deci ergonomia, da, a camerii, a ceea ce fac copiii. Cum îți vine lumina, din ce sigur parte îți vine lumina și așa mai departe. Și toate conduc, bineînțeles, și la anumite modificări oculare. Sigur. Aș întoarce la strabism. Mulți copii consideră că la un bebeluș, un ochi care fuge este fiziologic, este normal. Este reală această situație? Depinde de cât deviază și cum deviază. O să rămâne surprinsă, e preferabil să devieze amândoi. Când joacă amândoi, când fug amândoi, e mai bine, pentru că, de fapt, când unul, când celălalt. Nu amândoi odată. Da, da. E mai bine, pentru că atunci se dezvoltă vederea relativ egal și recuperarea este mult mai ușoară. Atunci când este deviat un singur ochi, atunci este mult mai grav. Ochiul respectiv deviat, fie că este spre nas, fie că este spre în afară sau spre în sus, că mai este încă o problemă. Există strabisme pe care le vedem și strabisme pe care nu le vedem. Sau s-ar depista numai atunci când copilul, de exemplu, stă cu capul plecat. Există anomalii ale mușchilor oblici care sunt puse în evidență doar atunci când dăm capul pe o parte. Și unii părinți se sesizează și să știți că uneori inclusiv poziția capului copilului când scrie ne induce spre un anumit diagnostic. Fie că este un astigmatism, fie că este un strabism, un anumit strabism. Pentru că există o poziție compensatorie, cum o spunem noi, și ochiul și creierul, bineînțeles, de fapt, nervul optic este o parte a creierului, funcționează imediat și încearcă să compenseze. Și atunci, dacă stă pe o parte și privește pe o parte, s-ar putea să-i găsim anumite modificări. Da, uneori se spune că este fiziologic, dar asta în anumite limite. Și atunci trebuie să vii la oftalmolog să urmărească și să facă și alte manevre. Să vadă, așa cum vă spuneam, simplu roșu pupilar. Să vadă dacă acel copil are nevoie de un ochelar sau nu. Pentru că poate să fie un strabism care se corectează numai și numai cu un ochelar. Nu toată lumea are senzația și vine, a spus și dumneavoastră la un moment dat, prin chirurgie. Nu toate strabismele se corectează prin chirurgie. Există strabisme care se corectează prin ochelar. Există strabisme la care trebuie să acoperim un ochi, ceea ce se numește ocluzie, să punem anumite picături care dilată pupila unui ochi și îl lasă pe cel mai slab un pic să funcționeze. Există exerciții, există exercițiile ortoptice care în România încă se practică în străinătate, pentru că nu sunt decontate de Casa de Asigurări și, de fapt, nici în România nu foarte multe tipuri de exerciții. Nu sunt decontate de Casa de Asigurări sau un număr de exerciții. Sunt decontate, dar nu toate, tot numărul de exerciții cât ar fi necesar. Nu se mai practică acest lucru. Există, în schimb, în acest moment și exerciții, așa zise ortoptice, dar exerciții de dezvoltare a vederii binoculare, care sunt pe calculator, ajung la calculator. De ce? Și pentru faptul că mai ușor acceptă copilul, mai ușor acceptă chiar și părintele, pentru că îi se dă programul, îi se spune părintelui ce să urmărească și face, poate să facă exercițiile și acasă. Da? Și mai comod și mediul copilului, și mediul mai prielnic. Și calculatorul și ca sigur, o joacă se schimbă și imaginile și atunci lucrurile sunt mult mai ușoare. Da, trebuie să luptăm foarte mult, iar un lucru pe care eu îl spun, în Austria, de exemplu, există ceea ce se numește pașaportul copilului. Dacă părintele se duce cu un copil la consult oftalmologic, la consult ORL, la consult cardiologic, la consult, știu, să vadă cum merge, ca să prevenim modificări cardiace, modificări în poziție, cum este luxația de șold, modificări oftalmologice, și te duci cu copilul până în vârsta de 3 ani, părintele va plăti ulterior o sumă mai mică pentru asigurări, deci are un beneficiu și este practic răsplătit. Plus că dacă nu te duci, ești pedepsit. Ar trebui să faceți o inițiativă legislativă, da, în sensul acesta. Da, numai că, știți, trebuie mai întâi să sensibilizăm lumea, pentru că lumea când spui la cineva că îl pedepsești pentru un lucru, atunci imediat ripostează și nu, nu, da, nu este de acord.
Dar să poate preveni. Asta e. Lucruri, sigur. Veneam, și atunci nu-i face nimeni, nimănui rău. Da, veneam săptămâna trecută în avion cu colegii oncologi și îmi povesteau că sunt intelectuali, oameni la care nu te aștepți să stea cu o modificare, un cancer mamar, cu un cancer de col uterin, cu un cancer de prostată, la oameni care, repet, au și posibilități și, și cunoștințe, dar există încă jena, frica să te duci la doctor. Și ăsta e lucru care îi face să nu se ducă. Ai știut că trebuie să faci o mamografie? Da, mi-a fost frică sau n-am avut timp sau mereu se găsește un timp, o motivație. Da. Și în străinătate sunt țări în care îi pedepsește prin faptul că plătesc mai mult sau nu le decontează asigurările pentru eventualele intervenții. Și atunci oamenii se duc și își fac analizele la timp. Și n-ar fi bine să avem și noi o inițiativă legislativă, să fie lege, și atunci părinții și-ar duce cu siguranță copiii la toate aceste controle care pot preveni o grămadă de afecțiuni și ar fi extraordinar pentru toată lumea. Da, vorbim și pentru stat și pentru și de acest lucru, pentru că să știți că de fapt părinți. Ar fi extrem de util, pentru că așa cum spunem, prevenția este cea mai importantă. Iar în România e undeva, nu știu unde. E pe hârtie. Doar. E numai atât. Pe hârtie. Nici n-ar avea cum, în primul rând prevenția costă. Și nu sunt foarte clare toate acestea, nu sunt reglementate aceste lucruri. Cum? Cine? Cum da, face? Numai pentru că costă prevenția, dar costă mai puțin ulterior. Exact. Pe de altă parte, stăteam și mă gândeam acum, în timp ce spuneați, prevenția asta o pot face foarte ușor asistenții medicali. Sigur. Și este chiar de competența lor să facă educație pentru sănătate și ar fi un rol, deci... Ar trebui să vă gândiți. Da, cred că v-ați gândit sau ne gândim la același lucru pentru prevenție și faptul că un asistent medical are o importanță extraordinară și cu atât mai mult cu cât în acest moment avem și asistenți medicali licențiați. Trebuie să-i folosim. Și eu am realizat cu o parte din colegii mei doctor și o parte din colegii mei asistente medicale licențiate din clinică o carte de elemente de nursing în oftalmologie. Foarte interesantă și utilă. Asistentele medicale au scris pe înțelesul tuturor ce trebuie să facem, pentru că este o carte care poate să fie adresată și unui om care nu are nevoie de o facultate sau de altceva. Pentru cum îți îngrijești acasă un copil cu conjunctivită? Da, am văzut, foarte cum utilă. Cum îți îngrijești acasă un părinte care a fost operat recent de cataractă sau de glaucom? Și atunci pașii esențiali, care să știți că țin de la să-ți speli mâinile, să-ți ai grijă cum îți pui pansamentul, cum îți pui picăturile, contează foarte mult și de aceea noi am realizat acest lucru. Eu am fost extrem de încântată că am avut sprijinul colegelor asistente medicale licențiate, care de fapt mi-au spus atunci când erau la facultate, când făceau facultatea, că mereu reproșează cadrelor didactice și eu sunt un cadru didactic care predau la asistenți medical și reproșează că de fapt există o tendință de a rezuma cursul pentru medici. De a medicaliza de fapt aceste cursuri. Deci să-l faci mai simplu. În defavoarea îngrijirilor. Dar în defavoarea îngrijirilor adevărate. Iar de fapt o asistentă medicală ar trebui să fie, pe lângă noțiunile teoretice firești pe care trebuie să le cunoască, ar trebui să fie pregătită cu pașii pe care trebuie să-i facă în simpla îngrijire. Contează să știți foarte mult de cum pui pansamentul, cum lipești un pansament ocular. Eu vorbesc de oftalmologie. De cum pui picăturile. Iar cum medicii sunt extrem de ocupați, asistenta medicală ar trebui să vorbească cu pacientul încă din spital, poftim de cele care lucrează în spital sau în ambulator, cum trebuie să fie poziția capului când își pun picăturile, cât de departe ține flaconașul cu picături, câte picături, cum și așa mai departe. Deci lucruri extrem de simple. Eu sunt extrem de încântată și colegele mele au fost extrem de încântate de acest lucru. Cum se poate achiziționa această carte? Pentru că ar fi extrem de utilă pentru mulți din cei care au nevoie și la au asemenea afecțiuni. La noi, la clinica de oftalmologie din Spitalul Sfântul Spiridon, se găsește această carte. Este cartea realizată de colectivul nostru, nu a fost, din păcate, sponsorizată. Este la un preț modic și poate să o achiziționeze oricine. Am avut surpriza că... Am văzut că este foarte interesantă și extrem de utilă. Într-adevăr, pași pe care trebuie să-i faci în anumite situații. Am avut un însoțitor care stătea cu pacientul și a citit și a spus, fai, dar îmi place și mie, dar am înțeles. Deci,
ăsta este un lucru extraordinar, să înțelegem lucrurile normale practic și banale, exact, pe care trebuie să le facem atât noi, cadrele medicale, cât și pacientul acasă și ce are de făcut acasă. Mă gândeam la acest normativ de personal, dacă ar fi cu adevărat acoperit, poate că ar trebui în fiecare secție să existe o persoană care se ocupă doar de prevenție sau de aceste sfaturi pe care pacientul trebuie să le urmeze acasă și explicat exact cum. Poate da, că n-ar fi rău. Pentru că asistenții care sunt în momentul ăsta nu au timp. Așa au este. Câte 30 de oameni. Așa care este, trebuie să îngrijească, nu au când. Așa este, un asistent medical uneori stă într-o după-amiază cu 3 saloane și aleargă de la o perfuzie la alta sau aleargă de la un tratament la altul. Între timp un pacient face o criză de hiperglicemie, de hipoglicemie, îți mai vine o urgență și sunt foarte puține cadre medicale. Într-adevăr, orice pacient care este externat dintr-o clinică ar trebui să stea de vorbă cu cineva care să aibă pregătire atât medicale cât și de psihologie. Foarte mulți pacienți, să știți că sunt afectați de la simplul ochelar, dar nu mai vorbim de faptul că au fost operați. Psihologi sunt, dar își fac treaba. Da, dar din păcate știți care este problema apropo de psihologi? Sunt puțini. Sunt puțini clinicieni și nu pot să aibă contract direct cu casa de asigurări. În România în acest moment un psiholog poate să aibă contract de contact. Noi vorbim de o asistență psihologică decontată de casa de asigurări doar prin 5 specialități. Un psiholog poate să facă un contract cu un medic diabetolog, oncolog, neurolog, psihiatru și orelist. Și am să spun un lucru dur. De ce eu, ca oftalmolog, nu pot să fac un contract cu un psiholog? Pentru că noi în oftalmologie avem operații radicale. Noi scoatem ochii în anumite situații. Nu vreau să sperii o zi frumoasă și nu vreau să sperii lumea, dar știți ce greu este să treci peste un astfel de lucru? Numai când spui, trebuie să acționăm și să scoatem ochiul copilului dumneavoastră. Este mai bine. Eu am copii, am adulți de acum și am și o poveste că mi-a venit o mămică să examinez copilul, mămică care în copilărie a avut retinoblastom, avea o proteză foarte frumoasă și foarte bine realizată, a intrat mai întâi și mi-a spus: vă rog să nu spuneți familiei soțului că am proteză oculară, pentru că nu știe. Și mi s-a părut o chestie extraordinară, o doamnă extrem de drăguță, dar o mămică conștientă. Dar gândiți-vă că nu ai timp să stai de vorbă cu fiecare. Și că se poate recupera, că vei avea o viață ulterioară normală, că trebuie să faci anumite lucruri. La viața mea de oftalmolog am văzut atâtea lucruri grave de mămici care nu au înțeles că trebuie să facem această operație radicală și au stat o lună, două, trei și ulterior acel glob s-a mărit, iar copilul a venit în niște chinuri și cu niște dureri îngrozitoare și nu mai aveai cum să operezi copilul respectiv pentru că era invadat de acum și nervul optic și intra cerebral. Deci, repet, nu vreau să supăr pe nimeni, dar există situații în care trebuie să înțelegem acest lucru și ca în oricare altă specialitate. Oricum, la nivelul spitalelor sunt psihologi angajați și, apropo de Spitalul Sfântul Spiridon, are doi psihologi angajați care merg în fiecare secție unde sunt solicitați și discută cu pacienții. Bine, Spitalul Sfântul Spiridon este un spital de care eu sunt foarte mândră și realmente îndeplinește toate criteriile și am fost director medical acolo, știu cum se lucrează. Este și acreditat. Este și acreditat, dar sunt spitale în municipii, nu vorbim de Iași, municipii, în orașe mari care nu au psiholog. Eu cred că ține de manager aici. Nu? Aici ține de manager. Cu cât ești mai interesat de calitatea actului medical, de pacient, să fie mulțumit, atunci și să înțeleagă, te gândești cu siguranță. Să înțeleagă importanța tratamentului ulterior. Sigur. Pentru că, să știți, este extrem de important să operezi un simplu strabism și ulterior să faci o îngrijire foarte bună. Eu, de exemplu, părinților le spun post-operator că copilul va ține pansamentul cel mult până acasă, dacă nu este din Iași. Ulterior trebuie să aibă o igienă locală foarte bună, să-și pună picăturile și poate să aibă o viață normală. Și ei rămân surprinși, cum adică nu stă cu ochiul pansat? Păi e roșu. Da, normal că e ochiul operat și atunci se vede, dar viața trebuie să meargă înainte. Și trebuie să le explici.
Am avut surprize, să știți, când operez mai mulți odată, am avut surprize să mă sune după 2-3 zile și să-mi spună și eu când încep să pun picăturile. Mi-a căzut telefonul din mână atunci, de frică că cine știe ce s-a întâmplat. Deci totul este să ai răbdare și să spui înțeleagă. Și să și înțeleagă. Chiar dacă dai scris, pentru că să știți că în general acum le dăm scris și le spunem. Trebuie să pui de atâtea ori, trebuie să faci următoarele lucruri. Uneori nu se respectă acest lucru și iarăși ajungem la medicii de familie. Orice patologie ar trebui să fie preluată de medicul de familie și să urmărească, să fie și în primul rând informați. O familie să informeze că poftim a fost la oftalmolog și s-a operat de cataractă, ca ulterior să-l cheme mai întâi medicul de familie. Sunt țări în care postoperator nu se duce la medicul care l-a operat, ci se duce mai întâi la medicul de familie și numai dacă este o problemă îl retrimite la spital sau într-un ambulator. Da, dar are 2000 de pacienți. Când? Nu mai spun câte raportări au medicii de familie de făcut. Știu. Și nu mai spun câte consulturi și prețete și toate alea. Deci de asta spun că ar trebui regândit un pic acest sistem, pentru că nu are timp fizic. Este un medic și un asistent care trebuie să acopere tot ce ține de 2000 de pacienți. Dacă am plătit mai mult și corect, pentru că sunt încă neplătitor de asigurări, da, atunci poate că am mai putea să avem încă câțiva medici de familie, să fie un număr mai restrâns, să se ocupe de actul medical, să avem mai multe asistente medicale care să se ocupe de partea scriptologică, poate, sau de completarea anumitor lucruri, sau de registrator medical, pentru că vedeți că în acest moment ai nevoie de informatician sau un registrator medical, inclusiv la un cabinet de medicină de familie. Sigur că da. Când este momentul când strabismul poate fi sau trebuie operat? Nu există o regulă, există un pacient. Și atunci, în primul rând, uneori vine pacientul cu un strabism congenital și noi mai întâi antrenăm musculatura acoperind un ochi sau ambii ochi pe rând, ca să antrenăm musculatura. Atunci când acoperi un ochi, celălalt ochi stă în poziție bună și practic este ca un fitness, cum ne spun eu părinților, pentru mușchii oculari. Deci mai întâi antrenăm musculatura. Le dăm sau nu le dăm un ochelar și ulterior operăm. La unii trebuie operație, la unii nu trebuie operație. Unii vor operație din primul moment. Eu am venit la dumneavoastră ca să-mi operați copilul și eu le spun nu, vom avea un pic de lucru, cel puțin o lună, două, trei, până la 6 luni, când vedem cum se consolidează. Încă un lucru pe care vreau să-l înțeleagă părinții, dacă un copil are nevoie de ochelari, deviația strabică se micșorează, rămâne, dar se micșorează sub ochelar și atunci în timpul operației trebuie să tai sau să faci o altă intervenție cu mai puțin milimetri decât așa cum arată fără ochelar. Sunt părinți care cred că dacă am operat copilul, renunț complet la ochelar. Nu, ochelarul face parte din tratamentul strabismului. Încât de aceea există pacientul și nu o regulă anume. Poți să operezi imediat, depinde de stilul de strabism pe care îl ai și de când a apărut și cum a apărut și ce a făcut, sau trebuie să stai minim până la 6 luni. După intervenția chirurgicală există o anumită ritmicitate a controalelor la care ar trebui să vină părinții cu copilul la medic? Eu personal chem copilul la o lună sau 6 săptămâni, depinde de stilul de intervenție și depinde și de unde este părintele, cât de departe este. După acel prim control de după 6 săptămâni, să spunem, chem la 3 luni și apoi din 6 în 6 luni. De ce? Pentru că între timp îi verifici și refracția, îi verifici dacă trebuie să facă ocluzie sau nu. Pentru anumiți copii, un număr restrâns, există și exercițiile ortoptice, care trebuie făcute sub supraveghere medicală. Cât timp? Sunt copii care fac exerciții ortoptice până la vârsta de 9-10 ani și așa cum vă spuneam, în acest moment există exerciții și după vârsta de 9 ani, pentru că s-a dovedit că există o plasticitate neuronală și dacă neuronii sunt stimulați prin anumite tipuri de exerciții ortoptice, altele decât cele pe care le știam noi cu uleul în cușcă soldățelul care stă și are flori în mână și așa mai departe, la exercițiile făcute pe calculator face acasă 2 luni, 2 luni și jumătate, depinde cât rezistă și cum rezistă și apoi vedem pacientul la 6 luni, la 1 an. Se întâmplă ca după intervenția chirurgicală să nu se corecteze strabismul?
Ideal este să nu corectezi total, pentru că uneori dacă încerci să corectezi total, poți să te duci în partea cealaltă și se lasă un minim 5 grade de deviație. Cam asta este regula și depinde cum reacționează pacientul respectiv. Depinde și de acuitatea vizuală a ochiului și depinde și de vârsta la care vine. Dar la 95% din pacienți există o intervenție, la un număr de 5% mai trebuie o a doua intervenție. Foarte rar, un număr de sub 1% ar mai trebui și o a treia intervenție. Dar aici depinde și de cât de complianți sunt părinții sau familia. După intervenția chirurgicală, există anumite restricții la care sunt supuși acest copii, eu știu, să nu se uite la televizor sau să nu au voie să stea la calculator mai mult timp? Au voie să stea și la televizor, adică și la calculator, schimbări? Să meargă și la școală, și la grădiniță. Totul este să aibă o igienă oculară bună și să-și pună instalațiile cu antibiotic și antiinflamator la timp, 10 zile, 14 zile, depinde de stilul de operație. Există contraindicații pentru intervențiile de strabism? Adică sunt copii care nu pot fi operați? Da, copiii la care au strabisme secundare, așa cum spuneam, din cauza unor afecțiuni. De exemplu, au o modificare retiniană, au toxoplasmoza și atunci nu, intervenția chirurgicală nu ține ochiul în poziție decât un interval foarte scurt. Dar să știți că există și intervenții estetice, de exemplu, vrei să te căsătorești, fie că ești băiat sau fată, și la 20 și ceva de ani și spui, știu că mă ține doar operația 2 sau 3 luni, mă operați doar estetic. Am înțeles. Da, profesor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Cu siguranță au fost interesați telespectatorii noștri de acest subiect. Vă mai așteptăm și altă dată cu aceleași informații utile pe alte subiecte. Dragi telespectatori, până săptămâna viitoare, toate bune. Vă las cu Dicționarul de Sănătate. La revedere! Strabismul este deviația axei vizuale la un ochi, care provoacă privirea încrucișată. Există mai multe tipuri de strabism. În cazul în care ochii sunt încrucișați sau privirea deviază spre interior, acesta se numește strabism convergent sau esotropie. În cazul în care privirea deviază spre exterior, acesta se numește strabism divergent sau exotropie. Glaucom. Glaucomul este o afecțiune oculară caracterizată prin creșterea presiunii intraoculare. Glaucomul reprezintă o formă particulară de orbire care, spre deosebire de cataractă, e ireversibilă și se caracterizează prin distrugerea completă și progresivă a nervului optic. Operația de glaucom nu redă, din păcate, vederea, face doar ca ea să nu se deterioreze și mai mult. Cataracta. Cataracta reprezintă opacifierea cristalinului natural al ochiului. Dezvoltarea cataractei la adult se datorează îmbătrânirii, expunerii luminii solare, fumatului, subalimentației, unor traumatisme oculare, unor boli de sistem, precum și unor medicații cum ar fi steroizii. Mai mult de jumătate dintre persoanele trecute de 65 de ani au cataractă. Emisiune sponsorizată de Arcadia.